Citesc din Sfânta Scriptură, din Cartea 2 Cronici, capitolul 12, versetul 14, despre împăratul Roboam. El a făcut lucruri rele, pentru că nu și-a pus inima să caute pe Domnul. Amin. Cu respect, vă invit să vă reașezați. Mulțumim Domnului pentru această oportunitate. Și doresc și mă rog și scopul meu pentru seara aceasta ar trebui să fie, și dacă Dumnezeu lasă har, vreau să se împlinească pentru dumneavoastră. 1 Corinteni 7 cu 35. Asta aș dori să fac, pentru asta am venit. Vă spun lucrul acesta, 1 Corinteni 7 cu 35. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru. Nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Amin. Dacă spune Sfânta Scriptură în Evrei 12, primul verset, fiindcă suntem înconjurați dar cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, înseamnă că este o parte care ne aparține, Dumnezeu așteaptă să ne îndeplinim partea noastră și să căutăm cea mai bună soluție pentru blocarea răului și a efectelor lui. Că spune în Isaia, încetați să mai faceți răul. Răul trebuie oprit, trebuie blocat și apoi învățați-vă să faceți binele. În ce privește partea interioară, spune Iacov 4:8, apropiați-vă de Dumnezeu, curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită, că s-ar putea inima să fie împărțită. Sau spune cuvântul Evrei, să nu vă împietriți inimile. Poate fi împietrită inima, dar poate fi și întreaga Domnului. Și dacă noi eliberăm ce nu este după voia lui Dumnezeu, dacă ne deschidem inimile, Domnul poate să lucreze. Slăvit să fie Domnul. Spune Biblia în Cartea Faptele Apostolilor că Lidia, o femeie temătoare de Dumnezeu, asculta cu luarea minte cuvântul și Domnul i-a deschis inima. În 2 Cronici, în 15, versetul 13, se arată că pe vremea împăratului Asa s-a încercat o reformă în forță și s-a hotărât la nivel central, oricine nu caută pe Domnul trebuie omorât. Trebuie exclus de pe lista celor vii. Nu știu cât a durat, cât a ținut, ce rezultate a dat această căutare, dar în 16:9 spune cuvântul că prorocul Hanani, văzătorul, a venit la Asa și a spus, împărate Asa, Domnul își întinde privirile peste tot pământul să-și sprijinească pe cei a căror inimă este întreagă a lui. Tu ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, de acum vei avea războaie. Spune cuvântul în 2 Cronici 25:2 că Amația a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era întreagă, nu era în totul dată lui. Și mai jos spune cuvântul în versetul 8, dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face în luptă, la luptă fapte de vitejie, să știi că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașului. Nu uitați, vă rog, ce spune Domnul, că Dumnezeu are putere să te ajute și să te facă să cazi. Spune Biblia în 2 Cronici 29, versetul 31, ultima parte, despre cei care aduceau jertfe, cei pe care inima îi îndemna ca să facă lucrul acesta.
La nivelul inimii sunt gânduri, sunt îndemnuri, sunt hotărâri, spune cuvântul în Geneza 6:5, că Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima omului erau îndreptate în fiecare zi înspre rău. Din inimă ies gânduri rele, furtișaguri, preacurvii și toate lucrurile acestea, dar din inimă poate să țâșnească un izvor de apă vie. Depinde cu ce ți-ai alimentat starea interioară. Depinde ce ai în inimă, ce fel de inimă ai. De aceea spune în Psalmul 139, versetul 23, psalmistul: Doamne, cercetează-mă, cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, du-mă pe calea veșniciei. Poate direcția mea nu este bună. Poate după părerea mea sunt bine, dar trebuie să fac niște rectificări. Ne întoarcem la text. Roboam a făcut lucruri rele pentru că nu și-a pus inima să caute pe Domnul. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și am de lucru dacă termin cu treaba, dacă nu s-o obosit. Nu. Ce fel de gânduri, ce fel de stări, ce fel de hotărâri avem? Spune cuvântul în 2 Corinteni 9:7, fiecare să dea ce-a hotărât în inima lui. Dă o cântare, dă un ban pentru ajutorare, dă o poezie, dă o rugăciune, dă un mesaj. Fiecare să dea ce-a hotărât în inima lui, nu de silă, spune acolo, 2 Corinteni 9:7. Și nu cu părere de rău, că pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Am făcut două cutii așa mari, de fapt le-am cumpărat, și am scris versetul acesta pe amândouă cutiile. Și le-am pus la ușă să vedem cum dau frații. Bine, n-am filmat să vedem dacă dau cu bucurie sau nu. A fost o soră din Germania recent la noi și a zis că vrea să mărturisească faptul cum s-a întors la Domnul. O soră la vreo 90 de ani, așa, mai bine. Și o povesti cum ea s-a întors la Domnul la 16 ani. Și câtă bucurie are și cum Domnul i-a purtat de grijă și îl slăvea pe Domnul. Bun, s-a încheiat slujba și întreabă un frate din familia la care venise: nu, ce zi, soră? Sora a fost înțeleaptă, a vorbit scurt, a spus cum s-a întors la Domnul, dar încă era bucuroasă. Și zice: mi-a plăcut la voi, am fost primită bine, mi-a plăcut organizarea, zice, mi-a plăcut, dar mi s-a părut că sunteți așa o biserică posomorâtă, tristă. Dar zice un frate: păi așa ne manifestăm noi bucuria. Acum dacă v-ați face o fotografie, ați ieșit bine. Dacă vedem mai departe, când vorbim de inimă, da? Spune cuvântul în Sfânta Scriptură că este o piedică. Aceasta trebuie dată la o parte. Evrei 3:12. Luați seama, fraților, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să ne despartă de Dumnezeu, care ne determină să facem lucruri rele. Și-a propus cineva să facă lucruri rele? Rog să ridice mâna, ca să rămână la sfârșit să ne rugăm pentru eliberare. Știți că scrie în Proverbe, nu zice îi voi face rău, că o să te bată diavolul prin cuvintele tale și o să dai socoteală că ești înregistrat, că o să ajungi să faci rău dacă ai zis. De aceea este bine să venim cu sinceritate înaintea Domnului. Spune cuvântul în 1 Cronici 15:13, spuneau atunci căpetenile, un împărat: de aceea ne-a lovit Domnul Dumnezeul nostru că nu l-am căutat după lege. Aș vrea în ziua de astăzi să vedem cum să-l căutăm pe Domnul, unde și care sunt beneficiile acestui fapt. Ca să-l căutăm după voia lui. Cum îl cauți tu pe Domnul? Prin știința firii? Tu nu știi că ea e roadă a nelegiuirii? O, nu-l vei găsi. Că locul lui e curăția. Cine-și leapă de păcat, îi simte părtășia. Debraci hainele luminii, tu-i simți părtășia.
Spune cuvântul încă din Deuteronom 4:29, Domnul spune așa: dacă vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi, dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. Așa cu tremolo și cu fade out, cu câteodată, cu când am timp. Spune cuvântul în Sfânta Scriptură, 1 Cronici 16:11, căutați pe Domnul și sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Necurmat fața Lui. M-am gândit la jertfa necurmată, că scrie în Vechiul Testament, îmi vine minte acum, mi-am propus să vă spun. Zice, să aduce jertfa necurmată. Păi cum era aia? Continuă așa, mergeau miei pe bandă. Nu, un miel dimineața și un miel seara. Și dacă nu ți-ai făcut timp să te proșteni pe genunchi dimineața, să-i mulțumești lui Dumnezeu că ți-a mai dat o zi, că vezi lumina, că poți vorbi, te poți exprima, că ai minte. Mama e și înțelepciune pe deasupra, căci că înțelepciunea așa are ca locuință mintea. Dacă n-ai minte, n-are unde să pună Dumnezeu înțelepciune, nu? Și te bucuri de cei din jur. Spunea fraților, în 31 decembrie anul trecut, mi-am propus pentru mine și familie, din 1 Timotei, capitolul 6, cred că versetul 17, să-l iau ca moto pentru mine. Spune acolo în ultima parte, Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Uneori nu suntem în stare să ne bucurăm de ce avem, că vrem mai mult și suntem nemulțumiți de cei de lângă noi, că nu știu de ce nu ne bucurăm. Cine ne-a luat bucuria aceasta? Că asta e roada Duhului Sfânt. Și noi dacă îl căutăm pe Domnul, îl găsim. Este vremea când să căutăm pe Domnul, dar să-l căutăm necurmat. Să-l căutăm din toată inima, spune Sfânta Scriptură. În Zaharia 8:21, să vedeți ce legătură. Haideți să ne rugăm, scrie acolo, și să căutăm pe Domnul oștirilor. Roboam a făcut lucruri rele, pentru că nu și-a pus inima să caute pe Domnul. Inima uneori este rea, este necredincioasă sau poate fi deznădăjduit de rea, nespus de înșelătoare. O lași așa? O lași să te ducă în eroare? O lași să te ducă într-o direcție greșită? Sau vii cu ea înaintea medicului care poate să schimbe inima? Sau poate să prelucreze inima? Poate să-ți schimbe starea ta? Dorințele tale, să spui, Doamne, vin la control periodic și acum aș vrea să stau la control înaintea ta și să spun, Doamne, eu ți-am dat inima mea ție. Cred că v-am mai zis, a fost la noi sora Lenuța Moianu, soră vas de lucru, și m-au chemat odată, au zis, frate, faci ungerea, că am făcut hotărâre, nu mai iau, avea vreo 10 pastile pentru inimă. Cred că și pentru altceva, dar au zis că pentru inimă iau o grămadă de pastile. Din momentul ăsta îmi faci ungerea și nu mai iau nicio pastilă. Când am auzit, a zis, sori, eu îți fac ungerea, dar de la pastile nu-ți dau dezlegare. Ba, trebuie să-mi dai dezlegare, că scrie în Biblie că ce dezlegați voi, dezlegați și încerc. Soră, fie după credința ta, am zis. După credința ta sau ma tale, cum am zis, eu mă rog cu frații și cu biserica și... Trecut câțiva ani, m-a chemat, frate Corneliu, te-am chemat să-mi dai dezlegare pentru 2 sau 3 pastile numai din alea să le iau. Zice, ale alte nu le mai iau, dar numai pentru astea să-mi dai dezlegare. Zic, nu ți-am dat nici legare, nu dau nici dezlegare. Păi n-ai zis că ai dat inima Domnului? Că dacă Domnul vrea să bată, mai bate, dacă nu, nu, nu mai e nicio pastilă. Știți că la nivel mondial, pe plan fizic, uman, principala cauza deceselor este boala de inimă? Dar oare pe plan spiritual nu există un pericol, o problemă, dacă inima nu-i dată Domnului, întreagă a Lui? Da. Cei care îl caută sincer pe Domnul, îl găsesc. Important este să-L cauți din toată inima. Important este când vrei să dai ceva Domnului, să dai cu bucurie. De fapt, aici se vede motivația. Că dacă tot stai, spuneam dirijorului de cor, m-a spus pe grupul de cor de WhatsApp. Și văd acolo, eu nu vin, punct.
Eu nu vin la repetiții, punct. Altul zice, eu nu vin pentru că sunt la serviciu. Mi se pare ok. Adică dacă spui și motivația, e mai credibil. Eu am copilașii bolnavi sau eu sunt plecat în călătorie. Când scrii simplu, eu nu vin, s-ar putea sau ar trebui să scrii, eu nu vin pentru că nu vreau. Că dacă aș vrea, mi-aș face timp. Că dacă aș vrea, m-ar interesa mai mult. Dar dacă inima ta nu este dată Domnului și nu faci lucrarea cu bucurie, nici nu-i primit. 1 Corinteni 16:14, tot ce face să fie făcut din dragoste. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, neprefăcută. Spune în 1 Timotei 1:19. 1 sau 2 Timotei, Timotei, să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. Că aici, la nivelul minții, este lupta. Spune Biblia despre Faraon că nu și-a pus la inimă cuvântul Domnului. Spune și despre izraeliți că cei care nu și-au pus la inimă cuvântul Domnului și-au lăsat robii și turmele pe câmp. Au așteptat până să vadă dacă se împlinește lucrarea. Și s-au împlinit, că nu i-au pierdut. Dar știți că spune Biblia la prima, la doua, la treia, la patra și la cincea urgie, inima lui Faraon s-a împietrit. De la a șasea urgie scrie, Dumnezeu i-a împietrit inima lui Faraon. Cu dragă inimă, apare un termen tot în Vechiul Testament, cu tragere de inimă. Cu tragere de inimă. Domnul s-a supărat și când un împărat s-a dus să întrebe pe doctor și a spus, Domnul să moară, pentru că nu m-a întrebat pe mine. S-a dus să întrebe pe doctor. Așa că există o tendință a noastră să căutăm alt fel de relații. Mă, stai să văd pe cine am. Stai să văd cum pot să intervin. Dar de ce nu vii, dacă nu te-o sândește inima? De ce nu vii la Dumnezeu să spui, Doamne, poate chiar te osândește, mă osândește inima să spun, Doamne, am greșit, am păcătuit înaintea Ta, vreau să mă pocăiesc, vreau să-mi schimb starea, viziunea, scopul, identitatea, alegerea mea, umblarea mea pe calea Ta, vreau să am o inimă curată, o inimă nouă, Doamne, am greșit, dar Te rog frumos, vrei să lucrezi, că știu că poți, pentru cauza mea. Spune cuvântul, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Ce minunat este să-L cauți pe Domnul, să-ți răspundă prin cuvânt, printr-un vas de lucru, printr-o inspirație personală, prin susurul blând și șoapta aceea a Duhului Sfânt. Ce minunat este să-ți trimită izbăvire din locașul Lui. Slăvit să fie Domnul. Spune cuvântul Deuteronom 12:5, să-L căutăm la locașul Lui. La locașul Lui. Sigur, și în Matei 6:6 spune, să închizi ușa după tine. Asta mă în cazul în care ești deranjat, de unde te vină și trebuie să faci puțin timp de intimitate. Intimitate înseamnă cadrul restrâns în care poți să ai părtășie cu Domnul. Dar care sunt beneficiile, care sunt rezultatele? În Sfânta Scriptură se repetă ceea ce vă spun, 1 Cronici 16:10 și în Psalm scrie să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine, pentru că El nu-i părăsește, nu-i lasă pe ai Lui. Nu este minunat când stai înaintea Lui Dumnezeu, chiar în situațiile grele. Poate ești și întristat, poate ești în confuzie, poate ai încercări, poate treci prin necaz, dar vine acea bucurie lăuntrică despre faptul că Domnul nu te-a lăsat singur. Și simți asta și ești convins de aceasta, pentru că L-ai căutat cu sinceritate.
Că și magii l-au căutat și l-au găsit. Că și famenul etiopian l-a căutat și l-a găsit într-o zi. L-a găsit în cuvânt, l-a găsit prin explicație din partea lui Filip, ucenicul. În 2 Cronici 26 cu 5 spune Biblia despre împăratul Ozia. A căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedenile lui Dumnezeu. Și în timpul cât a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească. Și din câte văd eu aici, ai vorba și material, numai spiritual. Ozia a avut un îndrumător bun. Ozia a primit o viziune bună. Au fost clare lucrurile pentru el. Și l-a căutat pe Domnul. Și au mers bine lucrurile o perioadă. Numai că, citeam de dimineață la noi un cuvânt greu, scrie în Vechiul Testament, preoții voștri calcă legea mea în picioare și nu învață pe popor deosebirea dintre bine și rău. Să calci cuvântul. M-am gândit la împăratul Saul zilele acestea, într-un mod în care nu m-am gândit. Totuși, scriu 1 Samuel 15 cu 23. Domnul dă o poruncă și spune: Saul, nimicești cu desăvârșire poporul Amalec, punct. Și tot ce aparține. Și vine Saul și spune: am nimicit cu desăvârșire, am împlinit cuvântul Domnului, spune, am umblat în căile Domnului și aici e Agag, împăratul. Ce caută Agag în viață? Cum mai zice: Doamne, am împlinit cuvântul Tău 99,99%, că nu știu câți amaleciți erau, dar au fost nimiciți. Au împlinit cuvântul Domnului. A rămas unul, auzi, pentru unul, Doamne. Și auzi, Doamne, din toate turmele alea de vite, de boi, de ce ori avut, am luat ceva o parte, nu pentru noi, pentru neamurile noastre, ca să mâncăm, să petrecem, nu! Pentru tine să aducem jertfă. Dar cine te-a pus? Cine ți-a zis? Și Domnul spune: Saul, pentru că ai lepădat cuvântul Domnului. Doamne, dar numai 0,001 l-am lepădat. Te lepădă și el ca împărat. Rămâi pe tron, dar ești lepădat. Este un cuvânt în Ieremia 10 cu 21. Nu știu dacă l-ați găsit prin Biblie. Că la noi l-am citit și frații au zis că n-au știut că scrie în Biblia asta. Păstorii s-au prostit. N-au căutat pe Domnul. Pentru aceea n-au propășit și li se lipsesc toate turmele. Ori au căutat foloasele lor, simpatiile, prieteniile, au căutat să nu supere. Au căutat altceva. Că pot fi căutate multe lucruri în afară de voia lui Dumnezeu. Cum vă doriți să fie păstori luminați, care să umble în călăuzirea Duhului Sfânt, să dea o îndrumare bună, sau păstori prostiți? Că se pot prosti păstori, uite. Putem ajunge în faza în care să primim o îndrumare greșită. Pentru că atât poate păstorul să împlinească sau neamurile sau nu știu cine. Nu vorbesc de păstor, că și data trecută am predicat sub titlu Când poporul duce în rătăcire păstorul. Am predicat de dumneavoastră și am văzut că nimeni nu v-a supărat, că de asta m-ați mai chemat. Am predicat de evrei. Dar numai că zice Biblia să nu cădem în aceeași pildă de neascultare. Că Moise n-a fost atent la detalii și Dumnezeu i-a zis: du-te, vorbește stâncii, stânca va da apă, punct. Și mergeți, frate, în Canaan. Și Moise nu ia seama la detalii, că Dumnezeu este un Dumnezeu al detaliilor. Și dacă în inimă mai încape și puțină îndoială, și puțină invidie, și puțină mânie, și puțină răzvrătire, și puțină lăudăroșie, asta te duce în jos. Asta te îndepărtează de Dumnezeu. Asta te determină să faci lucruri rele. Ca așa am citit. Roboam a făcut lucruri rele, pentru că nu și-a pus inima
să caute pe Domnul. Inima trebuie pusă să caute pe Domnul. Cu ce? Cu creierul. Cu ochii, cu mâinile, cu gura, cu urechile. Iei Biblia, deschizi Biblia și citești și zici, da, parcă mă grăbesc, atât am de lucru. Când ai mai mult de lucru, să te rogi mai mult, că atunci ai nevoie mai mult de propășire. Dar dacă numai așa iei plasa și ai fugit la cumpărături, ai luat telefonul și ai pierdut vremea, și Dumnezeu vede și notează și înregistrează. Spunea Mântuitorul, scrie în Evanghelie, voi vă arătați neprihănirea voastră înainte oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Psalmul 34, versetul 4 l-am citat. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Și dacă îi spui Domnului, Doamne, am îngrijorări, mă apasă o povară, aproape că nu mai pot să o duc. Domnul este gata să intervină când ești sincer, cu inima deschisă și vrei să slujești din toată inima și cu un cuget curat. Slăvit să fie Domnul! Psalmul 34, versetul 10, cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Dumneavoastră credeți ce scrie în Romani 8:28? Că Dumnezeu pe altă parte scrie acolo, pe partea pe care nu o vedem noi. Că dincolo de ce se vede, Dumnezeu are planurile Lui, are voia Lui. Uneori o descoperi, altădată în timp vezi cum lucrează. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său, spre binele celor ce-L caută pe Domnul, ce au legătură a Duhului, ce sunt ancorați de cer, de făgăduințele împărăției, de Domnul care a promis că va fi cu noi în toate zilele până la sfârșit și să nu-ți pierzi nădejdea. Spune cuvântul Roman 5:5, însă nădejdea aceasta nu înșală, că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Și dacă ești inundat de bucurie, poți să transmiți mai departe. Dacă ai dragoste, bucurie, pace, bunătate, îndelungă răbdare, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, simt și alții, văd și alții. Spunea Pavel lui Timotei, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Mă întrebau frații într-o biserică, în discuții așa particulare, frate, ce zici că aici avem două păreri? Unii spun că ori ai toată roada Duhului, ori nu ai nimic. Unii spun că s-ar putea să ai o parte din roada Duhului, dar să n-ai alta. Adică să ai dragoste, îi iubești pe frați, dar n-ai blândețe, adică te enervezi, te mâni și... Na. Poate tot din dragoste, nu știu cum vine asta. Poate că ai bunătate, dar n-ai înfrânarea poftelor. Să poate? Vă las pe dumneavoastră să hotărâți. Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Apoi... Este un verset interesant, Proverbe 28:5. Cei ce caută pe Domnul, înțeleg totul. După zeci de ani de pocăință, unii n-au reușit să înțeleagă. Și trebuie să spune în Evrei, cred că 5:12, trebuie să vii cu lapte duhovnicesc, nu cu hrană tare. În cuvânt este și lapte duhovnicesc, da? Voi trebuia să fiți de mult învățători în familiile voastre, în primul rând, zice Domnul. Să dați învățătură bună în familie. Să dați învățătură bună la locul de muncă, să dați învățătură bună la școala duminicală, voi trebuia să fiți învățători. Să puteți să dați socoteală, să puteți să dați informații, cunoștință, că a spus Domnul, cunoștință de Dumnezeu doresc mai mult decât arderi de tot, că sunt oameni care aduc jertfe, dar încă nu-L cunosc pe Domnul. Ca și Samuel, sluja în templu, dar nu-L cunoștea pe Domnul, spune Biblia. Și Dumnezeu a trebuit să strige, să-i se descopere. Și apoi, prin descoperirile lui Dumnezeu, a fost de folos și pentru alții, numai că Samuel era un copil. Dar de la oameni care au vechime, se așteaptă mai mult. Nu tot din slăbiciune în slăbiciune, din putere în putere. Ei se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion, ei merg din putere în putere. Plin
de roada neprihănirii. Citeam dimineața la noi din Filipeni, capitolul 1, de la versetul 9. Da. Cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Dumnezeu este gata să-ți dea explicații la orice întrebare. Au scris în America odată creștinii pe un blog: Iisus Hristos este răspunsul. Și a venit cineva și a scris de desubt: dar care este întrebarea? Și au scris creștinii de desubt: Iisus Hristos este răspunsul oricare ar fi întrebarea. Are Dumnezeu soluții pentru blocarea răului. Domnul nu spune doar în Isaia, prin proroc: înceta să mai faceți răul, ci ne acordă șanse, oportunități, cadru, binecuvântări, lumină de sus și putere ca să blocăm răul. Și Domnul spune: dacă mă veți căuta cu tot din adinsul, din toată inima, mă voi lăsa găsit de voi. Și când îl găsești pe Domnul, Domnul te întâmpină cu putere și toarnă Duhul Sfânt al Lui. Pentru că ești sincer. Îmi spunea recent dirijorul de cor, zice: aș vrea să încercăm o fază, mi-e teamă să nu greșesc. Zic: auzi, dacă stăm joi la post, cum e la noi joia post la biserică, dacă ne rugăm sincer înaintea Domnului și dacă suntem smeriți să acceptăm voia Domnului și colaborarea, Domnul nu ne va lăsa să greșim? Să nu ne facem probleme de astea? Și mulțumim Domnului că nu ne lasă dacă vom căuta voia Lui. Da, voia Lui. În Osea 10:12 spune cuvântul: căutați pe Domnul ca să vină și să vă plouă mântuire. Și avem nevoie de această ploaie binecuvântată peste cei dragi ai noștri. Spuneam fratelui păstor: o parte din tinerii pe care nu-i cunoașteți au venit cu mine. Că au vrut să vină la Cimpa și am spus: eu mă duc la Filadelfia, venim și noi. Veniți și voi. Pentru că cineva care s-a botezat la noi la ultimul botez acum 3-4 săptămâni, i-a chemat și pe ei să vină la adunare. Că misiune pentru noi înseamnă 2 Timotei 2:2. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori: încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Dar ca să fie în stare, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Așa trebuie făcut. Să înmagazinezi, să umpli inima cu binecuvântările duhovnicești pe care Dumnezeu le revarsă prin harul său felurit. Nu să stai încorsetat, închis. Și știți cum se manifestă boala asta de inimă? La noi am predicat așa un set de predici, vreo 9 sau 10, surzenia spirituală, boala de inimă, boala de picioare, anorexia, că nu poți să mănânci, și altele. Și la boala de inimă, ca la fiecare din bolile trupești și celelalte boli spirituale, când le-am analizat și la boala de inimă, am vorbit despre cauze, simptome, prevenire, tratament sau consecințe. Dar cum e prevenirea, de exemplu? Da, subiectul ăsta e pentru altă dată. Da? Păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea ies izvoarele vieții. Dar cum ar trebui să inundăm pe alții? Cu niște nervi, așa e câteodată. Îmi zicea cineva într-o zi, zice: păi normal că m-am enervat. Zic: nu mă, era normal să nu te enervezi. Așa era normal. Păzește-ți inima este un mod de prevenire. Cum se manifestă, de exemplu, boala de inimă? Oboseală. Omul obosește, înseamnă că are ceva afecțiuni cardiace. Obosește când trebuie să meargă la rugăciune, la repetiții, la studiu. Știți că frații spun: rugăciunea e respirația sufletului. Respirație greoaie înseamnă boală de inimă, din câte am auzit. Respirația greoaie, boală de inimă. Da. Dar dacă venim la Domnul, Domnul nostru doctor, Iisus Hristos, poate să opereze pe cord deschis. Poate să lucreze și să schimbe inima noastră.
să schimbe gândurile din inima noastră. Important este să te eliberezi prin mărturisire, să hotărăști și să spui prin cuvintele tale. Eram într-o biserică baptistă, n-am înțeles de ce. Păstorul zice, dacă ai vreo științare din partea Domnului, poți să o zici liniștit. Adevărul că în timpul predicii am avut o științare și am spus, dacă ești aici în inima ta, diavolul ți-a pus gândul să scurgi firul vieții. În seara aceasta poți să fii dezlegat, poți să te dezici, poți să rostești o hotărâre înaintea Domnului care să-ți pună viața ta în mâna celui care te poate păzi de orice cădere și de orice rău. S-a eliberat biserica și când să plecăm, a venit un personaj. A avut o perioadă așa de îndepărtare de la adunare. Și aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră. Zic, și cu păstorul dumneatale? Da, și. Și-a zis, mi-am fixat și funia. Și în timp ce eram pregătit, din câte rețin, că e mai mult de atunci, mi se pare că mi-a zis că l-a sunat mama lui și s-a oprit, dar a zis, gândul acela nu s-a oprit în mintea mea. Și am întrebat, și ai zis că scurg firul vieții? Da, am zis, nu, trebuie să fii dezlegat de asta. Trebuie să te dezici. Asta e o putere a întunericului peste tine. Nu mai amâna. Nu da, prilej diavolului, spune Efeseni 4:27. Să nu dați prilej diavolului, orice amărăciune. Ce să facă? Să piară din mijlocul vostru. O amărăciune din inimă. Mai bine te duci și o spui unui frate, frate, am o amărăciune. Nu știu, ori au frate ceva cu mine, de n-au mai venit pe la mine, dar nici eu n-am venit pe la ei, că nu prea m-a interesat. Frate, sau am o deznădejde, sau am o cauză, ai putea să mă ajuți. Spuneam de dimineață la noi, fraților, e frumos și să ne salutăm, da? Ne-am salutat altă când am ajuns la adunare, dacă vreți ne mai salutăm o dată. Dar hai să luăm o discuție între noi. Fiecare se întoarce și zice, frate, zici ce cauză ai, că acum o să intrăm la o rugăciune unii pentru alții, cum scrie în Iacov 5. Și uite, vreau să te ajut. Soră dragă, cu ce te confunzi? Vreau să mă rog pentru tine. Îmi spunea un tânăr din biserică, am avut examenul de bacalaureat de dat și se spunea la liceu, trebuie să dăm ceva de protocol, ceva ca multișor, și eu am fost singurul care n-am vrut să dau. Am zis, nu dau. Nu m-am bazat pe cunoștințele mele, că nu prea eram sigur pe materie. Dar am zis, mă duc joi la post, că joi frații se roagă unii pentru alții. Și dacă sunt 50 de oameni, o să am 50 de rugăciuni, iau bacalaureat. Coștorul Domnului. Și-a venit într-o joi la post, fiecare și-a zis cauza și-a zis, eu aș dori pentru examenul de bacalaureat. Și în povestea el atunci mi-a zis, profesorii, n-ai nicio șansă. Să știi, n-ai nicio șansă. Ai grijă, trebuie să cotizezi. A zis, am fost singurul din liceu care n-am cotizat și am luat cu cea mai mare medie din liceu, bacalaureat. Și nu sunt chiar așa de documentat, a zis. O zi, n-am luat cu 10, dar cu 9 tot am luat. Pentru ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Spune Biblia că Esau și-a zis în inima lui, o să treacă zilele astea de bocet, crimă cu premeditare, și o să îl lichidez pe Iacov. Esau, ai lăsat să premediteze, ai lăsat să lucreze gândul rău. Dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină și să apucă de alte treburi. Că spune în 2 Timotei acolo, niciun ostaș nu se încurcă, da, cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Nu vin la repetiții pentru că nu vreau. Ar fi bine să fii sincer și înaintea oamenilor, că oricum în cărțile de aducere aminte se scrie realitatea. Completă. Completă. Tu poți să scrii, nu vin. Punct. Păi mai bine nu scrie, că numai ne dezamăgești, că ai scris deja de vreo 17 ori. Că tu ești un exemplu negativ pentru ceilalți.
că tu dai tonul la absenteism, spune diriginta la școală, nu? Dar așa se întâmplă și pe calea lui Dumnezeu. Hanani, du-te la împăratul Asa. El care a vrut o reformă în forță și a zis, cine nu vine la adunare, l-am tăiat de pe lista celor vii. Spune așa, 16:9-2 Cronici, Domnul își întinde privirile peste tot pământul, și la Filadelfia, și la Betel, Cimpa, peste tot pământul, să sprijinească pe cei a căror inimă este întreaga lui. Și nu uitați ce spune Dumnezeul lui Amația, care a slujit cu o inimă, a făcut și bine înaintea Domnului, dar nu cu o inimă care era în totul dată lui. Și spune Domnul mai jos, Amația, să nu uiți că Dumnezeu te poate ajuta sau Dumnezeu te poate face să cazi. Vrei să-ți împietrești inima? Că spune în Evrei cuvântul, niciun din voi să nu-și împietrească inima prin înșelăciunea păcatului. Nu da loc celui rău, șoaptelor străine. Poate să fii prins în cursa diavolului, spune 2 Timotei acolo, 2:24 în jos, robul Domnului trebuie să se certe, trebuie să fie blând cu toți, și spune mai jos, în stare să învețe pe alții, da? Ca să se desprindă, ăsta e interesul nostru, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Știți că împăratul Balac l-a chemat pe Balaam și a zis să vii să blestem poporul. Concluzia, că acum chiar este și o concluzie înainte de încheiere a mesajului, spune Balaam, împărate Balac, poporul acesta nu poate fi blestemat, că ăsta e binecuvântat. Și-a zis Dumnezeu că l-a binecuvântat și Dumnezeu nu mai întoarce. Dar ar fi o variantă, Balac. Nu poți să-i bați, că-i apără Domnul, nu poți să-i blestemi că-ți binecuvântați, dar Apocalipsa 2:14 ar fi o variantă. Determină-i la o curvie spirituală, să amestece puțin lucrurile, cât de cât acolo. Și Dumnezeul lor care e gelos, o să se mânie pe ei și bate. Și dacă nu reușești să-i bați tu, o să-i bată Dumnezeu. Sau se bat singuri. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam. Că se poate. Că merge. Scrie în Iacov 3, se poate din aceeași vână ai zvorul să curgă și apă dulce și apă amară. O vreme se poate. O vreme se poate. Cu aceeași gură să răstești poezii și cu aceeași gură să spui bancuri. O vreme se poate. Numai că îl întărâți pe Domnul la mânie, că el este gelos. Și porunca lui Dumnezeu este că să-l iubim și să-l slujim din toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea. Oarecum, e ușor sau greu? O sărit versetul deja. Sau chiar. Am ceva împotriva ta, te rog mai afișează odată. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copilor lui Israel, numai așa să meargă la nuntă în lume, că doar neam cu el și... Eu nu joc, frate, eu nu mă duc acolo să dansez și nici să ascult manele, îmi pun căști în urechi. Eu mă duc acolo numai să mănânc și să-mi dau darul. Dar n-ai putea să dai darul fără să mănânci. Așa foame ți s-a făcut. Ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie, o curvie spirituală. De aceea spune Iacov 4, cred că versetul 4, suflete prea curvare. Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Doamne, dar eu am plinit cuvântul tău 99,99. Saul, nu te-am pus să aduci jertfe din asta? Și ce cu Agag, împăratul? Ce cu ăsta? Ce cu ăsta? Rămâi pe tron. Lepădat.
cum ai zice, rămâi păstor prostit. Păi așa scrie în Biblie. Vedeți că trebuie să ne rugăm pentru cei ce conduc lucrarea? Că ajunge Dumnezeu din cer să constate, să spună, preoții calcă legea mea și nu învață pe oameni ce este bine. Aceasta e concluzia lui Dumnezeu. Balac o transmis o învățătură de compromis. Că ar fi o variantă să fie bătuți și penticostalii. Ar fi o variantă să cadă și izraeliții în declin. Cum? Păi numai un pic așa. Cu niște gânduri, cu niște practici nepermise, cu niște tendințe care duc înspre, da, cu o inimă care nu este întreaga Domnului. Diferența, până la 100%, îi aparține celui rău. Și cel rău nu se grăbește, își face timp, caută modalități, îți caută slăbiciunea ca acolo să te bată, în acel 0,1%, să pierzi veșnicia. Doamne, vrem să facem lucruri bune. Amin? Roboam a făcut lucruri rele pentru că nu și-a pus inima să caute pe Domnul. Ca să putem face lucruri bune, întrebam președintele de cult, fostul președinte de cult, a fost la noi la biserică, în familie, și am spus, frate Moise, sunt la începutul slujirii, dă-mi niște sfaturi cu slujirea, cu acte de cult, cu toate, și zi-mi cum să fac să nu greșesc. Și a zis, roagă-te Domnului să nu faci greșeli mari. Știți ce înseamnă să greșească cei care dau direcție și nici să nu recunoască? Știți ce înseamnă să greșească preotul din familie care e responsabil de familia lui și spune, lasă-i mă, ai lepădat cuvântul. Lasă-i mă să spună, cum a zis o soră în curtea bisericii, ce zici tu de frață ăștia tot au, ce tot treabă au cu noi? Mă, nu știu tu, soră, ei vorbesc împotriva păcatului. Da, mă, dar tot păcat, 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 ce tot au cu noi? Lasă-i tu să vorbească, că de-aia spuși. De-aia spuși, să vorbească. Dar noi toți suntem puși ca să ne pocăim, să ne întoarcem de la Domnul, să vină vremuri de înviorare. Amin.